Alina de la Casa Iubirii face nunta anul acesta, deja ne-am mutat împreună. Cine este alesul? Alina, a fostă concurentă Casa Iubirii sezonul 2, a vorbit despre relația pe care o are de două luni, dar și despre dorința de a deveni mireasa anul viitor. Invitată în emisiunea Culisele Iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Alina a declarat că actualul iubit are o fetiță în vârstă de 9 ani dintr-o relație anterioară, însă aceasta locuiește cu mama ei și nu reprezintă un obstacol, tot Alina a recunoscut că a avut o mică apropiere cu Alex, însă a mărturisit că este un băiat prea bun și cu minte pentru ea. Alina se pregătește să se mărite cu noul iubit. Alina de la Casa Iubirii are un nou iubit, cu care deja a planificat nunta. Lucrurile sunt atât de intense între ei, încât deja s-au mutat împreună și avansează din ce în ce mai mult. Nu sunt singură de ceva timp, Relația trecută s-a încheiat la scurt timp, după ce am vorbit în interviu despre ea, pentru că eram mai multe fete în acea relație. În două zile facem două luni de relație, deja ne-am mutat împreună, plănuim anul viitor nunta. Acum sunt foarte fericită. Cel mai mult la iubitul meu îmi place felul lui de a fi și cum mă face să mă simt. Mă face fericită din nimic, a povestit Alina, fostă concurentă Casa Iubirii. Alina a fost paralizată acum doi ani. Alina a trecut printr-un grav accident acum doi ani și a ajuns să fie paralizată. A dezvăluit totul în cadrul unui meci XF, unde s-a luptat și a și câștigat. Eu am avut un accident, am fost paralizată pe partea stângă, cu un an în urmă, am făcut ca din aprilie anul trecut până în septembrie, apoi am luat o pauză, am fost la casa iubirii și abia la sfârșitul lunii martie, în ultima săptămână, am început să fac antrenamente din nou, Timpul meu a fost destul de scurt, în condițiile în care cu o săptămână înainte de meci m-am accidentat foarte tare și am stat la pat patru zile. Anul trecut, în decembrie, am avut un accident de mașină foarte grav. Am fost paralizată total pe partea stângă trei săptămâni, și apoi mi-a luat recuperarea să pot să-mi folosesc mâna două luni jumătate. Eu practic nu am voie să fac sport de contact, dar este ceea ce îmi place și ceea ce mă ajută psihic și fizic să merg mai departe în fiecare zi și nu o să renunț, indiferent de condiția mea fizică. E greu, urăsc zilele în care trebuie să fac fizioterapie și nu pot să merg la sală. Mă omoară psihic, a declarat Alina, la W. News.